Filmul începe imediat cu acțiune și o mașină roșie se oprește pe stradă în fața unei bănci. Trei criminali profesioniști, Buddy, Darling și Griff, coboară din mașină și se grăbesc să intre în bancă. Șoferul mașinii roșii este un tânăr pe care îl cheamă Baby. Acesta așteaptă în mașina roșie, în timp ce oții își fac treaba murdară în bancă. Un lucru pe care trebuie să-l știți despre Baby este că este un meloman. El ascultă melodia Bell Bottoms și se distrează de minune. Câteva momente mai târziu, hoții se întorc la mașină, iar Baby își face treaba. Îi duce departe în timp ce ascultă melodia cu căștile la maxim. El conduce prin oraș și încearcă să scape de poliție, care îi urmărește din toate părțile. Abilitățile de conducere a lui Baby sunt de un nivel foarte ridicat. Asta se poate observa atunci când conduce evaziv printre numeroasele obstacole din calea sa. În curând, un elicopter al poliției se alătură urmăririi, iar Baby ajunge la două mașini roșii. Ei trec pe sub un pod, iar Baby păcălește pe poliții schimbând locul cu o mașină. Baby reușește să scape, intră într-o parcare, schimbă mașinile și scapă. Mai târziu, Baby aduce cafea pentru întreaga echipă, în timp ce ascultă Alem Shuffle. El ia cafeaua și intră în clădire cu echipa de hoți, unde așteaptă angajatorul lor, Doc, un om perspicace. Doc împarte banii din jaf, în timp ce Griff îl întreabă pe Doc de ce Baby ascultă în mod constant muzică. Griff încearcă să-l intimideze pe tânăr, dar Baby îl ignoră. În cele din urmă, fiecare își ia parte și pleacă. Doc ia mult din partea lui Baby pentru a-i plăti datoria. Îi dă $10,000, o pereche de mănuși și un nou telefon de unică folosință. Îi spune că îl va suna în curând pentru o altă muncă. Baby se duce acasă, unde locuiește cu tatăl adoptiv pe nume Joseph. Baby ține partea sa din banii furați ascuns în podele. Joseph îi spune lui Baby să evite locurile de muncă dubioase pentru că nu-i aparțin. Mai târziu, Baby ia înregistrările întâlnirii sale cu Doc și cu ceilalți soți și le remixează vocile într-o melodie. El are o casetă cu toate înregistrările numite și remixate în cântece. În mijlocul lor se află o casetă cu titlul Mama. De fiecare dată când o ascultă, își amintește de momentele frumoase petrecute cu mama sa. Părinții se obișnuiau să se certe foarte des, iar într-o zi au murit într-un accident de mașină în timp ce se certau. Ceva mai târziu, Baby merge la un restaurant și vede o chelneriță frumoasă pe nume Deborah. Ea trece pe lângă el cântând, iar Baby o înregistrează. În curând, Deborah se întoarce pentru a-i lua comanda și îl vede înregistrând. Stau de vorbă, iar Baby o întreabă ce melodie cântă. Mai târziu, se duce la un magazin de muzică și găsește exact cântecul. Într-o zi, Baby primește un telefon de la Doc care oferă o nouă slujbă. Baby se duce la șeful său, care îl prezintă noi sale echipe, Edino, Rose, JD și Bats. Noua echipă se întreabă și ea de ce Baby ascultă în permanență muzică. Doc spune că este din cauza accidentului pe care l-a avut în copilărie. Acesta l-a lăsat cu tinnitus, așa că folosește muzica pentru a acoperi băzâitul. Aceasta este ultima treabă pe care Baby trebuie să o facă pentru Doc, pentru a-și plăti datoria. Doc le explică tuturor planul, în timp ce Baby ascultă o melodie nouă. Bats crede că Baby nu ascultă planul și Doc îi pune întrebări detaliate, la care Baby răspunde perfect. A doua zi, grupul ajunge la destinație și găsește duba blindată. Baby așteaptă în mașină ascultând o melodie, în timp ce grupul se duce să o jefuiască. Bats îl ucide pe paznicul dubei și apoi se întoarce la mașină. Baby scapă, dar în acest timp, un pușcaș începe să-i urmărească cu duba sa. Bats încearcă să-l împuște, dar Baby încearcă să-l evite. La un moment dat, Bats este pe punctul de a-l împușca, dar Baby se trage înapoi pentru a-l împiedica pe nebun să-l ucidă. Baby conduce pe șinele autostrăzii, pierzându-l pe pușcașul marin care se prăbușește. Echipa rămâne blocată în trafic, așa că abandonează mașina și fură alta de la o femeie cu un copil. JD spune că și-a pierdut pușca, dar nu se pot întoarce. Baby conduce pe membrii bandei într-o parcare, iar ei schimbă din nou mașina. Bats este supărat pentru că Baby l-a făcut intenționat să rateze împușcătura. Baby neagă acest lucru, apoi se întorc la Doc pentru a-și împărți banii. În mod surprinzător, Baby vede doar pe Bat și Eddie, așa că Doc îi dă lui Baby partea lui de profit și îi cere să scape de cadavrul lui JD din portbagajul mașinii. Aparent, poliția ar fi ajuns la JD din cauza armei sale, așa că trebuiau să scape de el. Baby duce mașina și o distruge, dar apoi are amintiri din copilărie. Baby se duce la obișnuitul diner unde lucrează Deborah. Discută despre melodii, iar când Deborah află numele lui, nu-i vine să creadă că este chiar Baby. Mai târziu pleacă de la diner și merg la o spălătorie. Vorbesc mai mult, iar el îi povestește despre problemele sale după accidentul în care și-a pierdut părinții. Baby urmează sfatul lui Joseph și își găsește o muncă normală. Începe să livreze pizza și începe să iasă din ce în ce mai des cu Deborah. Într-o seară, Baby o duce pe Deborah la un restaurant de lux și în acest timp îl vede pe Doc. Îl abordează, iar Doc se oferă să-i ceară să lucreze pentru celelalte jafuri ale sale. Doc îl amenință pe Baby că le va face rău Deborah și lui Joseph dacă refuză. A doua zi, Doc îl duce pe Baby la un oficiu poștal pentru a-și plănui următorul jaf. Doc îi ordonă lui Baby să cerceteze interiorul oficiului poștal și îi cere să-l ia cu el pe nepotul său Sam pentru a nu trezi suspiciuni. Când Baby și Sam intră în oficiul poștal, protagonistul cercetează locul în căutarea camerelor de luat vederi, ferestrele, clienții și funcționarii. În mod surprinzător, Sam vede câte camere, câte ferestre și câți angajați are biroul. Apoi interacționează cu o femeie prietenoasă și se întorc la mașină pentru a-i raporta detaliile lui Doc. Mai târziu, Baby o sună pe Deborah la diner și o roagă să fugă cu el. Baby se duce să se întâlnească cu Doc pentru a plănui noul
locul Jaf, iar acolo îi vede pe Buddy Darling și pe Bats. Procedând astfel, Doc încalcă regula sa personală de a nu folosi aceeași echipă pentru mai mult de un Jaf. El le explică planul pentru oficiul poștal și le cere să cumpere arme noi de la măcelar, un traficant de arme. Ei merg spre locul întâlnirii, dar pe drum, Bats îi cere lui Baby să se oprească la un magazin. Când se opresc, Darling îi spune prietenului că Bats o privește ciudat și o face să se simte inconfortabilă. Buddy o întreabă dacă vrea ca el să-l omoare, dar fata nu vrea ca el să facă acest lucru înainte de Jaf. Mai târziu, gașca ajunge la depozit, iar măcelarul le arată bani de pistoale și puști. Deodată, Bats îl împușcă pe măcelar și are loc un schimb de focuri. În acest timp, Darling este împușcat în braț, iar Bats se dezlănțuie. Ei părăsesc apoi depozitul, iar Bats aruncă o grenadă într-o mașină, aruncând în aer întregul loc. Bats le spune că erau polițiști și că au făcut ceea ce trebuie. Pe drumul de întoarcere, Bats îi cere lui Baby să se oprească la diner. Baby știe că Deborah încă lucrează și refuză. Cu toate acestea, Bats îl obligă să se oprească. Când intră în diner, Deborah îl vede pe Baby îngrijorat și ia comenzi fără să știe că îl cunoaște. Deborah duce nota de plată, iar Bats scoate un pistol pentru a evita să plătească $20. Baby îl apucă de mână pe Bats și îl oprește. Nebunul își dă seama că Baby o cunoaște și pleacă din diner fără să se agite. Baby plătește nota de plată și lasă un bilet pentru Deborah. Excursie la 2 dimineața. Gașca se întoarce la Doc, iar acesta spune că misiunea a eșuat. Bats îi spune că măcelarul și oamenii lui erau polițiști și că ei iau în pușca primii. Buddy și Darling îl susțin, în timp ce Baby se uită la el cu neîncredere. Doc știe că în 24 de ore, polițiștii vor trimite toate forțele la ei și plănuiește să anuleze Jaful. Cei trei vor să-și asume riscul, iar Doc îl întreabă pe Baby ce vrea să facă. El spune că ar trebui să doarmă și să facă treaba mâine dimineață. Mai târziu, în acea noapte, Baby încearcă să se furișeze la 2 dimineața pentru a se întâlni cu Deborah, dar este oprit de Buddy și Bats. Amândoi devin suspicioși în privința lui Baby, iar Bats îl atacă. Mai târziu, Baby se trezește la masa lui Doc și el spune că sunt doar casete remixate și pune câteva dintre ele. Între timp, Deborah îl așteaptă pe Baby în dinner. În dimineața următoare, gașca merge la locul Jafului. Buddy trebuie să ia pe Darling ca o static fals, în timp ce Bats se furișează înăuntru. Baby așteaptă în mașină și observă pe caserița pe care a întâlnit-o în ziua în care a fost la poștă. Îi face semn din cap și îi spune să nu intre. Ea se întoarce și vine cu paznicul. Paznicul se apropie de mașina lui Baby, dar brusc banda se întoarce, iar Bats îl împușcă pe paznic. Brusc, Baby nu pornește mașina, iar Bats îl amenință cu pistolul. Furios, Baby accelerează și se apropie de un camion din care ieșeau tije de fier, ceea ce duce la moartea lui Bats. La scurt timp după aceea sosește poliția, iar grupul încearcă să scape. Buddy și Darling împușcă niște polițiști, în timp ce alții urmăresc pe Baby. El aleargă prin oraș și încearcă să se deghizeze, dar poliția îl găsește și continuă să-l urmărească. El iese din clădire și fură o mașină pentru a-i prinde din urmă pe Buddy și Darling. Într-un schimb de focuri, Darling este ucisă de polițiști, iar Baby scapă și fură mașina unei bătrâne. El pune o melodie la radio și dă înapoi poșeta bătrânei înainte de a pleca. Baby se întoarce la apartamentul lui, unde găsește totul în dezordine și pe Joseph întins pe jos. O sună pe Deborah la dinner, dar răspunde șeful ei și spune că vine Baby. Apoi ia toți banii din interiorul podelei și îl duce pe Joseph la un azil de bătrâni. În cele din urmă, îi cere scuze tatălui său adoptiv pentru că l-a dezamăgit și pleacă în timp ce poliția încă-l caută. Baby se duce imediat la dinner pentru a o lua pe Deborah și îl vede pe Buddy stând înăuntru. Acesta vrea ca Baby să plătească pentru că a ucis-o pe Darling și amenință că va ucide pe Deborah. La un moment dat, un polițist intră în dinner și se duce la baie. Buddy este distras de o altă chelneriță, iar deodată Baby ia pistolul și îl împușcă. Când un polițist se apropie de Buddy și îl întreabă dacă este bine, Buddy îl împușcă fără rușine. Baby îl sună pe Doc de la un telefon public, iar bărbatul îi spune să nu-l mai sune. Ei fură o mașină de la doi băieți hippie și apoi merge la casa lui Doc. Baby cere să-i returneze cutiile, în schimbul banilor furați de la poștă. Doc refuză inițial, dar apoi vede că este cu Deborah și acceptă să-i dea casetele. De asemenea, îi dă și niște bani pentru a scăpa din țară. Când ies din lift, îi văd pe oamenii măcelarului care vor să-i ucidă. Doc îi împușcă, dar în cele din urmă primește un glonț. Deodată Buddy sosește într-o mașină de poliție și îl calcă pe Doc. După aceea, îl urmărește pe Baby. Baby trage de câteva ori și sare peste mașina lui Buddy. Baby și Deborah sar în mașina lui Doc, iar Buddy începe să-i urmărească. La scurt timp după aceea, Baby împinge mașina peste marginea balustradei și o răstoarnă. Baby iese din mașină pentru a vedea dacă Buddy este mort, dar acesta din urmă apare din lateral cu un pistol. Buddy trage în jurul urechii lui Baby pentru a-l asurzi. Deborah lovește pe acesta din spate pentru a-l face să arunce arma. În timp ce Buddy este ocupat cu Deborah, Baby ia arma și îl împușcă în picior. Buddy cade peste mașina care a căzut mai devreme și moare. A doua zi dimineață, Deborah și Baby încep o excursie și deodată văd un blocaj al poliției. Ea încearcă să fugă, dar Baby oprește, o sărută și coboară din mașină pentru a se preda poliției. Baby este judecat pentru furturi. Casiera de la oficiul poștal și doamna cărei mașină Baby a furat-o depun mărturie în favoarea lui. Cu toții îl consideră o persoană neamenințătoare. Este condamnat la 25 de ani de închisoare, cu posibilitate de liberare condiționată peste 5 ani. În timp ce se află în închisoare, Baby primește scrisori de la Deborah despre locurile pe care intenționează să le viziteze atunci când va ieși din închisoare.
După 5 ani, Baby iese în sfârșit din închisoare și se reîntâlnește cu Deborah. Dacă v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!